Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la emisiunea Reflector Analitic. Pentru această seară ne-am propus să discutăm despre inițiativa președintelui Republicii Moldova, care a dispus convocarea ședinței Consiliului Suprem de Securitate pentru miercuri, 7 martie, ora 9, adică pentru ziua de mâine. Aceste aspecte, dar și alte ce țin de domeniul respectiv, vom încerca să le discutăm împreună cu Nicolae Pascaru, președintele Mișcării Naționale Voievod. Bună seara și bine ați venit, domnule Pascaru. Și Radu Bușilă, jurist, cer scuze, vă fac și jurnalist, domnul Bușilă. Și ziceam un pic mai devreme, tema discuției noastre rămâne a fi acest Consiliu Național de Securitate. Haideți să pornim de la aspecte generale. Domnule Bușilă, în ce condiții este nevoie a organiza, de fapt, Consiliul Suprem de Securitate și care sunt cele mai principale probleme ce urmează să fie abordate într-o asemenea structură? Cele mai principale probleme care țin de securitatea statului și care trebuie rezolvate de către instituțiile statului care au menirea și obligația potrivit legii, legislației în vigoare de a se ocupa de astfel de întrebări și a le rezolva. Acum trebuie să vedem tot potrivit legislației care sunt componența, funcțiile, atribuțiile și responsabilitatea acestui Consiliu. Potrivit legislației în vigoare, membrii Consiliului pot fi numiți, revocați, schimbați de către președintele, șeful statului. Am văzut că din anumite motive, poate de ordin tehnic sau poate chiar din ordin, nu știu, geopolitic, anumiți membri acestui Consiliu au refuzat să vină din diferite motive, repet. Până mai ieri au fost și liderii Alianței, membrii, dacă nu mă înșel memoria. Membrii Consiliului este președintele țării, președintele Parlamentului, prim-ministru, ministrul de interne, ministrul apărării, procurorul general, președintele Comisiei Parlamentare Securitate, Guvernatorul și consilierii președintelui de regulă. Cineva din partea președintelui. Președintele poate revoca unul, doi sau mai mulți membri și poate numi alții. Acum, cât este de oportun de a revoca, spre exemplu, primul ministru sau care răspunde de toată activitatea guvernului sau președinte, chiar și președintele Parlamentului, este discutabil. Adică nu că discutabil. El poate revoca, însă care va fi efectul îndeplinirii sau realizării în practică celor decizii luate de acest Consiliu. Pentru că, până la urmă, prim-ministru trebuie să supravegheze activitatea și a Ministerului Interne, și a Ministerului Apărării, poate și a Procuraturii și altor structuri de forță și nu numai, care să vină la următoarea ședință a Consiliului și să raporteze din ordinea de zi trecută. Deciziile luate s-au îndeplinit. Asta s-a îndeplinit, asta nu. Care și în ce proporție? Ce mai trebuie să îndeplinim mai departe? Adică trebuie să prezinte o dare de seamă. Dacă nu va fi prim-ministru, atunci cine va realiza în practică aceste decizii. Eu consider că acest organ este format și trebuie să fie format din către autoritățile principale în stat și care să nu se, așa, să se joace cu declarații. Ba sunt, ba nu sunt. Da, ajunge ba să cunoaștem, ba nu cunoaștem. Este o responsabilitate, este o instituție, nu este un fel, noi am văzut tot felul show-uri de astea. Nu este Consiliul Municipal, Consiliul de Securitate. Da, este o instituție numărul 1 care răspunde de securitate și care trebuie să dea un răspuns, care trebuie să abandoneze toate retoricile de ordin politic, de ordin personal și să adune și să hotărească anumite întrebări pe care să le rezolve în mod obiectiv. Da, domnule Pascaru, președinția anunță că în cadrul Consiliului Suprem de Securitate vor fi puse în discuție mai multe aspecte și aș vrea să începem cu acea declarație făcută de participanții la întrunirea de la Chișinău din 2 martie, atunci când reprezentanții anumitor țări, trei țări, s-au întrunit pentru a adopta o rezoluție împotriva Federației Ruse, ca să fim până la urmă foarte exacti în ceea ce discutăm. Haideți să pornim de la faptul cum ați privit dumneavoastră această întrunire de la Chișinău și în ce măsură a reacționat prompt președinția pentru a lua în discuție acea rezoluție. Eu cred că și aceasta și este problema securitatea statului nostru, Republica Moldova, da, pentru că sunt mai multe opinii de vector extern a dezvoltării țării noastre. Noi vedem totuși un conflict continuu între președintele țării, Parlament, guvern, totuși de la îndeplinirea funcției de președinte, Igor Dodon nu a putut găsi limbă comună cu nici cu Pavel Filip, nici cu domnul Candu, pentru că, de fapt, securitatea statului este
cea mai importantă problemă care este la momentul, la ziua de azi. Și noi vedem acestea ambiții de a face niște alianțe chiar cu țările vecine, cu Ucraina, cu Georgia, cu... Astea sunt niște tendințe care eu sunt poziția că nu sunt bune pentru Republica Moldova. Noi nu trebuie să căutăm în fața Rusiei un dușman extern. Noi suntem prea mici, suntem prea aproape și practic suntem un popor care noi nu putem să ținem față agresiei sau să fim în centru unui conflict. Dar aceasta se dorește. Noi vedem pe toate acțiunile clasei acțiunile politice. Care sunt, ele se dorește și implicarea noastră tot. Eu nu cred, poate vor să implice anume guvernarea noastră de la Chișinău, dar totuși suntem presați din afară, din Occident, chiar eu aș spune de Uniunea Europeană undeva, pentru că noi depindem de ei, de niște credite, de niște fonduri, niște împrumuturi. Și așa vedem că se discută de securitatea, suveranitatea, independența statului nostru. Și este important ceea ce face președintele țării, că încearcă să găsească un numitor comun, să construiască acest consiliu. Pentru că în afară chiar de vectorul extern sau dușman comun a găsit în fața Rusiei, noi avem problemele noastre interne. În primul rând este raportul acesta CROL, care de fapt este un subiect foarte important. Și acum, sensibil 3, în 4, același timp, ani. Pentru că implică o bună parte din actorii noștri politici. Noi vedem jumate de țară au scris declarații de dragoste a statului vecin. Declarații simbol, până la urmă nu au valabilitate juridică. Jumate de țară se uită în partea Turciei, în partea și la Bosfor, jumate se uită în partea Rusiei. Adică trebuie cumva de mai domolit spiritele și de îndreptat toți înspre interesul național al Republicii Moldova, că este o casă comună și indiferent câte opțiuni sau câte viziuni au ei, dar asupra dezvoltării acestui stat trebuie să lucreze toți împreună și președintele Parlamentului, și guvernul, și președintele țării, inclusiv chiar și fracțiunile cele care sunt în Parlament, sunt chiar acestea partide extra parlamentare. Trebuie să implici în dezvoltarea statului, de nu noi pierdem o țară. Domnule Bușilă, liderul PD chiar astăzi, în cadrul unui briefing de presă, spunea că, sau dădea de înțeles că prim-ministru și președintele Parlamentului nu vor participa la Consiliul Suprem de Securitate din anumite considerente și unul din argumentele invocate era faptul că se află peste hotare. Dacă ar fi să privim lucid la această declarație și la necesitatea, după cum ați menționat și dumneavoastră un pic mai devreme, a Consiliului Suprem de Securitate în condițiile Republicii Moldova, am putea cataloga drept boicot la această inițiativă a președintelui, pentru că vorbim de persoane din fruntea țării. În primul rând, mi s-ar părea mult mai corect să fie luate sau fie intervievasul, fie luate pozițiile implicit acestor persoane, în primul rând președintele Parlamentului și primul ministru. Deoarece, cu tot respectul față de domnul Plahotniuc, el este conducătorul partidului din care fac parte acești doi, iar această declarație că voi recomanda membrilor guvernului și parlamentului să nu se prezinte sau ceva, membrilor parlamentului poate, pentru că sunt deputați, sunt membri a partidului, putem să admitem. Să presupunem, da? Da. Dar membrilor guvernului cum este prea... Eu nu vreau să dau note cuiva sau recomandări. Nu sunt în postura asta și nu le-a solicitat nimeni de la mine, dar aș sugera să un pic atenție în aceste exprimări. Poate este doar o chestiune de exprimare. Ce ține de anunțarea? Da, desigur că ar trebui făcute eforturi comune ca membrii acestui Consiliu să fie anunțați din timp, să fie înștiințați, să fie cumva o confirmare că vor fi la data respectivă în interiorul țării, vor participa la ședința sau organului respectiv, care va avea loc acolo, de la ora asta până la ora asta. După asta va fi făcut public ce s-a discutat acolo. Nu este neapărat să cunoască toată lumea înainte de ședința Consiliului ce ordine de zi sau ce este. Este important ca după ce s-au
după ce s-au consfătuit, după ce s-au reunit, au ieșit și au declarat lumii. Noi am discutat, am avut pe ordine de zi 5 întrebări, la 3 am ajuns un numitor comun, iată cum le rezolvăm. Celelalte le rezolvăm mai târziu. Eu aș propune chiar includerea ordinii de zi și discutarea și altor probleme destul de importante. Este o problematică legată de râul Nistru, foarte importantă. Noi avem o problemă cu vecinii noștri. O problemă ecologică. Ecologică, da. Noi de acolo ne alimentăm. Tot orașul Chișinău se alimentează cu apă potabilă din acest fluviu. Sunt alte probleme. Este problema gazului. Noi am văzut că a fost reziliat acest contract, da, el se va rezilia în timp, însă un organ competent s-ar aduna și spune care este problema cu gazul. Noi avem riscuri să nu fim furnizați, livrările să fie mai stopate, micșorate, prețul, să vedem prețul, el trebuie să scadă, el trebuie să crească. Mulți experți declară că el trebuie să scadă cel puțin cu 20%. De mulți vorbește de acest lucru în societate, însă iată că nu se mișcă lucrurile din loc. Domnule Bușilă, pe lângă celelalte aspecte enumerate, este și discuția legii antipropagandă. Ce se întâmplă cu această lege? A creat o confuzie până la urmă în societate. Este foarte simplu. Este regimentarea sau ascultarea docilă a partenerilor noștri de peste ocean, a indicațiilor date de către aceștia și cumva înregimentarea în acest război, în acest conflict și arătarea neapărat față de conducătorii respectivilor a dorinței de a ieși în față cumva, arăta că iată, noi vrem împotriva Federației Ruse să facem iată, asemenea acțiuni. Știți, Federația Rusă este un actor geopolitic important. Nu Federația Rusă are nevoie de Republica Moldova. Cu siguranță vă declar asta. Republica Moldova are nevoie de Federația Rusă. Pentru că o mare parte din produsele noastre agricole sunt exportate anume pe această piață. Noi avem nevoie de ei pentru a-i seduce, pentru a-i determina să cumpere produsele noastre. Nu pentru a ne subjuga și nu pentru a avea relații de vasalitate cu ei. De a avea o relație normală între state care au egalitate pe plan juridic internațional, care trebuie să fie parteneri. Eu vreau să vă declar că state europene, Germania, Austria are foarte bune relații cu Federația da. Rusă. Ungaria este foarte bună. Acum s-au îmbunătățit relații și cu Polonia. Deci dacă Ucraina și România au relații mai puțin bune cu Federația Rusă, asta nu înseamnă cât uși de puțin că Republica Moldova trebuie să cumva să meargă în aceeași direcție. În aceeași direcție. Toate, știți, noi avem foarte mulți vorbitori de limbă rusă. Da, eu sunt de acord cu poziția că ei trebuie cumva învățați, cumva determinați ca să vorbească limba română, limba moldovenească, cum este numită, sau până la urmă limba de stat, că este aceeași limbă, doar cu diferite denumiri. Cumva să determinăm cu blândețe, cu dragoste, cumva să învățăm, să le dăm profesori, să le dăm cărți, dar asta nu înseamnă că trebuie să le îngrădim lor dreptul de a se regăsi în această lume mare rusă. Da, ei sunt aici locuitorii noștri, ei pot să se regăsească, în același timp trebuie foarte clar explicat că ei sunt cetățenii Republicii Moldova și noi toți avem o casă comună pe care trebuie să o construim. Dacă vrem ca acest stat să domine și să fie unul de progres, unul în care oamenii vor să trăiască. Ceea ce se întâmplă astăzi este exact invers despre ce vorbim acum și este regretabil acest lucru. Domnule Pascaru, această lege antipropagandă, ca și efect, aduce primele penalizări. Avem, ca să nu dăm denumirea unui post de televiziune, a fost deja penalizat cu 50.000 de lei din partea CCA-ului, care spunea că a încălcat, de fapt, legislația în vigoare. Noi să nu uităm că acest proiect de democratizare a societății moldovenești a eșuat. Noi suntem într-o dictatură acum, așa cum se spune într-un stat eșuat. Eu cred că noi am pierdut foarte mult din suveranitatea statului, din ceea ce pot polițienii noștri care mai sunt în Parlament să mai mimeze un lucru sau un joc politic. Noi, de fapt, ne transformăm într-o
colonie și suntem într-o epocă așa mai primitivă a democrației ziua de mâine. Pentru că, în primul rând, suntem atât de receptivi la ceea ce spune ambasadorul de la o ambasadă și așa mai departe și peste noapte noi implementăm niște legi ca să fim, cum spunea rusul, un fel de maladieț în față la ești la alți ambasadori ca să mai primim iară încă o doză de droguri de astea, de credite, de alor după hotare. Și este problema... De care noi suntem până la urmă dependenți. În mare parte. Este o problemă foarte mare. Eu nu știu dacă Republica Moldova, în statutul ăsta de care suntem noi acum până și ca stat, vom scăpa, pentru că este o problemă enormă. S-a distrus sectorul financiar, vedem, s-a reacționat așa slab, au mai reacționat partidele politice, dar de fapt noi vedem că ele sunt practic și distruse în mare parte. O reacție din partea societății civile vedem foarte slabă, pentru că iarăși sunt multe metode de a distruge o societate civilă. Și acum suntem ca telecomandă, înțelegeți? Și nu mai apare o declarație uneori de la Washington sau din Europa că rusul este rău, aici la Chișinău de acum au o strategie de a implementa împotriva Rusiei. Cu toate că avem niște relații bune de a vinde mărfurile noastre care sunt, de a mai stimula oamenii care mai fac agricultură în Republica Moldova. Și printre acestea momente noi distrugem tot, ne distrugem proiectul nostru Republica Moldova și nu se vede niciun interes național. Aceasta și este dictatura care există într-o această țară. Dacă vom scăpa de asta, eu nu știu dacă vom scăpa. Dar în mare parte eu chiar mă mir de răbdarea polițienilor ruși, care din mare parte noi lor nu le trebuiem. Nici ca obiect strategic, nici ca obiect militar, nici chiar unde să ții armata. Noi am văzut conferința de presă unde Putin își arăta rachetele astea care poate să facă 3 cercuri împrejurul pământului și să mirească acolo unde îi trebuie. Mi-e trebuie acum baricade pe la Transnistria? Nu cred că le trebuie. Acum s-au dezvoltat acestea tehnologii informaționale. Dar noi pierdem relația cu consumatorul din Rusia. Pentru această piață se luptă și italieni, și polonezi, și românii chiar se luptă. Și de fapt acestea sancțiuni și este o metodă de a înlătura, de a da într-o parte. Depinde mult de caracterul policienilor de Republica Moldova, de dorința de a face poporul fericit. Dar dacă noi vedem că au plecat sau evacuat din țară 1 milion de oameni, înseamnă că avem probleme cu oamenii ăștia care ne conduc. Și problema este în clasa politică, da? Numai, și în disensiunile create acolo, pe eșchierul politic. Numai în clasa politică este problema, pentru că mai sunt politicieni și în România, și în Polonia, și în Ungaria, dar vedem că acolo mai apare câte o formă de patriotism, de dragoste față de omul ăla care trăiește în țara așa. Dar la noi dar practic dispare. Dar în condițiile Republicii Moldova se lovește în instituția prezidențială în mod intenționat în aceste legi? În momentul nostru se face așa ca divină de serviciu prorus președintele Igor Dodon și toate nereușitele se dă pe baza lui. Se începe din amintire, să aduc aminte de tancurile rusești, de deportări, și toată această încărcătură iarăși se afectează pe relațiile moldoruse. Da. Și cel mai interesant că această propagandă, ea lucrează la oameni. Lucrează pentru că iarăși Occidentul are ca scop ca să ne facă pe noi arma împotriva rușilor. Eu uitați-vă, a venit acum din 3 țări reprezentanți ca să facă niște alianțe, să facă niște contracte, niște... Să discute despre securitate. Tinerii noștri, mâine poi mâine, va sta în acopuri pe undeva pe la Mariupol sau pe la Donbas, dar și se vor împușca cu rușii. Și care este interesul nostru? Noi în loc să salvăm ministrul, în loc să salvăm interesele naționale care sunt, uitați-vă și se întâmplă, acolo fac 5 hidrocentrale și practic ați și secat Nistru sau să facem niște relații de... Prietenie și colaborare. Înțelegeți? Noi ne aruncăm iarăși prin baricade și e problema politicului de la Chișinău. Da. Domnule Bușilă, astăzi discutăm despre securitate. Întrebarea firească apare în contextul în care ne întrebăm, clasa politică ne poate astăzi asigura ceea ce se numește securitatea Republicii Moldova? Nu, din păcate nu. De ce? Care sunt factorii care ne poate crea impedimente în acest deziderat?
Pentru că, în primul rând, noi nu avem astăzi, așa cum am menționat anterior, noi nu avem o clasă politică autentică, noi nu avem o elită politică, noi avem o descendență, o reprezentanță din domeniul economic care acaparat area politicului. Noi nu avem politicieni autentici. Noi avem doar reprezentanța economicului, a arei business-ului care au acaparat acest domeniu și ei așa și numesc. Dacă ați observat, astăzi noi avem partide ideologice. Se întreb, dar ce partid ești tu? De dreapta, de stânga, de centru? Ei nu știu ce să explice. Ei așa și numesc. Proiect politic. Proiect. Au investit niște bani, au făcut un proiect și după asta trebuie cumva bani investiți, reîntorși, înmulțiți și așa mai departe. Este banal ca ce spun, dar este așa, din 2009, noi, practic, fenomenul politic nu mai este cel care trebuie să fie autentic. Luptă de idei, luptă de doctrină, de doctrine și așa mai departe. Noi nu avem acest lucru. Uitați-vă ce vrem să vă specific, iată, domnul președinte Ungariei. Noi avem nevoie de modele. Noi suntem o țară mică și cumva avem nevoie de un model pe care să-l urmăm sau la care măcar să facem trimitere sau anumite idei spre luăm de acolo, de guvernare, de bună guvernare a unei țări, care să permite oscilarea dintre aceste mari puteri, respectiv să permite ridicarea nivelului de trai, ca oamenii tineri și, în general, oamenii să nu plece din această țară și să devenim așa cu un fel de Elveție sau un fel de țară prosperă în acest amalgam de mari conflicte. Iată ce declară domnul Victor Orban recent la întâlnirea dintre domnia sa și mulți alți oameni privind starea națiunii. Condiția realizării oricărui plan de viitor este ca noi să punem urma propriei noastre cale. Și doar națiunile independente, nesubordonate altora, pot să-și urmeze propria cale. Astăzi, noi nu suntem subordonați financiar nimănui. Avem întreprinderile de servicii publice naționale și familiile nu mai finanțează profiturile multinaționalilor prin cheltuielile lor cu energie. Era dependenței noastre energetice a luat de asemenea sfârșit. Am construit, fără să menajăm eforturi și banii noștri, conexiunile necesare și gazul va sosi în viitor în Ungaria, nu doar din Rusia, ci și din România și chiar din Polonia. Mai mult de 50% din sistemul nostru bancar este pe mâini naționale, la fel ca și mai mult de jumătate din media ungară. Fără sistem bancar ungar și fără media ungară, nu există independență națională. Dar trebuie să reamintim că dacă noi avem astăzi independență, aceasta nu este ca dulceața care se conservă inertă în dulap. Trebuie să o apărăm din când în când. De aceea vă cer să nu uitați că nu trebuie să dăm soarta țării pe mâinile internaționaliștilor. Da, domn Bușilă, eu vreau să mai atingem un subiect. Atunci când vorbim despre securitate, este indispensabil să discutăm și despre strategii de apărare. În Republica Moldova, strategii de apărare, o politică externă clară care ne-ar permite fiecare dintre noi să ne creăm o imagine de ansamblu ce ne așteaptă în ziua de mâine? Politica noastră externă trebuie să se bazeze pe respectarea principiului neutralității și acest principiu nu doar trebuie să fie consfințit de Constituția noastră și de clasa noastră politică. Da? Ea trebuie să fie recunoscută de mari actori geopolitici ca Federația Rusă, ca Statele Unite, ca Uniunea Europeană, ca vecinii noștri, ca toți mari jucători pe arena internațională. Ca noi să devenim într-adevăr un stat neutru în aceste confruntări care au loc și acest statut de neutralitate permanentă să fie consfințit, să fie recunoscut printr-o declarație, printr-un act juridic concret de către toate aceste structuri, ca în caz de, Doamne ferește, de conflict, Doamne ferește, încă o dată spun, tot felul de declarații, ce fac scuturi antirachetă, ce rachete, tot, să ocolească țara noastră și noi să devenim o țară, într-adevăr, neutră, independentă și acest curent suveranist, care este un curent care predomină deja toate mișcările politice în întreaga Europa, să capete un mai mare accent și să devină unul convingător și să fie consfințit chiar de acte juridice interne în Republica Moldova. Domnule Pascaro, ministrul apărării Sturza făcea referire la un proiect de strategie a securității naționale. Spunea că se lucrează. Se lucrează de mult și domnul Șalaru, ca ministrul apărării, a mai vândut și mai era sisteme antirachete și așa mai departe. Se lucrează, în distrugerii ei toți lucrează. Noi vedem că au distrus practic tot ce mai era securitate, inclusiv securitatea aceasta în sistemul bancar și mai departe. Dar acesta este o sperietoare, să vă spun. Ei spun că, ia, că uitați-vă, ăștia din Transnistria mai fac manevrele astea, streacă Nistru. Noi trebuie să înțelegem că ei tot văzând, chiar din Tiraspol, văzând
pe toți pacifiștii noștri de-al de domnul Mihai Ghimpu sau Băsescu, că ăștia de acum vând țara, de acum fac o altă țară. Clar că ei se gătesc de niște manevre. Ei se gătesc, ei au problemele lor, ei sunt între mari puteri. Totuși în Ucraina este o situație nu atât de stabilă. Și acei oameni ori se pregătească să fugă de acolo din Transnistria pe manevrele astea, ori se pregătesc iară spre Berlin, iară să-l iei cum l-a luat în 45. Și clar că retrăiește și ministrul apărării. Și... Dar eu nu cred că aceasta este cea mai mare problema noastră. Noi cu Tiraspolul totuși putem să găsim o limbă comună și mai ales acum când este într-așa situație Ucraina cu acest conflict. Acesta este un exemplu și pentru noi și pentru Tiraspolul. Eu nu cred că în Tiraspol sunt oameni care nu se gândesc la această întrebare. Acolo toți sunt oameni care înțeleg că nu au nici un viitor, nici economic, nici politic, fără o conlucrare cu Chișinău. Și eu cred că acest conflict se poate de oprit, numai că este o problemă foarte mare. Acest conflict este întreținut artificial din afară, ca un pericol, ca un loc slab împotriva Rusiei. Cumva nu se primește prin Siria sau prin Ucraina, ea ca să prinde și apasă pe Tiraspol. Și iarăși, aceasta este problema, că noi nu suntem atât de independenți, nu suntem suverani. Și avem mulți clouni de ăștia care prin Chișinău, care îmblă cu sperietoarele, cu tancurile rusești, că cu unirea asta, cu diferite proiecte de astea ca să ducă moldovenii în eroare. Ar fi paradoxal să asistăm la discuții după 26 de ani de independență că Republica Moldova până la urmă nu este suverană așa cum conștiințește Constituția. Există forțe care vin cu un mesaj contra. Secolul 21, cum a scris Dorian Furtună în cartea sa, este secolul națiunilor frustrate. Și această geopolitică, acest globalism va face tot posibil ca să distrugă din cultură, din economia națională, din tot ce mai există într-o națiune. Și acum aceste națiuni vor reînvia. Și este, va fi, eu cred că totuși acest război, iarăși, un război undeva, să-i spunem, mai spiritual, așa să-i spunem, de renaștere națională a națiunilor, de căpătarea acestei suveranități și independenți, pentru că noi vedem puțin rezistă împotriva acestei globalizări. Și totuși, eu cred că poate va fi posibil la noi, Republica Moldova, să vie la putere oamenii care se va gândi la popor, se va gândi la țară, la valorile noastre. Pentru că politica totuși hotărăște, politicul hotărăște, nu mai trebuie să fii concentrat spre interesul național, nu domnule pentru Bușilă, a țara, dar a dezvolta țara. Da, domnule Bușilă, discutam și cu alte ocazii, dacă nu mă înșel memoria, chiar în acest studio, despre fenomenul ăsta al migrației. Datele statistice oficiale ne spun că aproximativ 110 oameni traversează zilnic hotarele și o bună parte dintre ei se stabilesc în străinătate. Întrebarea mea undeva capătă și o dimensiune retorică. În, nu știu, 50 de ani, ca punct de referință, zic, nu există pericolul ca Republica Moldova să dispară ca stat, în condițiile în care vorbim despre o clasă politică ineficientă, despre partide care merg pe ideea lichidării statalității și invazia altor popoare, dar și dimensiunea despre care pomeneam la începutul întrebării mele a plecării masive a oamenilor. Iată, nu este vorba de dispariția Republicii Moldova ca stat, dar poate dispariția populației băștinașe a Republicii Moldova. Iată, acum, nu știu dacă ați auzit, este inițiat de către guvern încheierea acordului de liber schimb cu China. Da. Da? Deci noi avem cu Uniunea Europeană, cu Turcia și acum cu China. Deci sunt cei mai mari importatori care importă produsele sale pe teritoriul Republicii Moldova. Deci noi avem produse de import Uniunea Europeană, China, Turcia, România, Ucraina și Federația Rusă. Practic 80-90% din produsele care noi le consumăm provin din aceste țări. Și atunci ne punem întrebarea eternă. Cum susținem noi producătorul autohton? Dar cum îl susținem? Îl distrugem. Noi îl distrugem efectiv. Îi dăm cu regimul care trebuie abordat de Republica Moldova, care să existe, să domine, să reziste acestor tentații și acestor influențe din exterior, este ca să fie aprobate
acorduri asimetrice de colaborare cu astfel de, economii. De ce? Pentru că economiile respective sunt net superioare față de noi. Și atunci noi când deschidem barierele vamale, se prezumă că noi putem face liber schimb. Dar cum putem, ce producții putem noi exporta pe teritoriul Federației Ruse astăzi? Sau Uniunii Europene? Sau Chinei? Sau Turciei? Dar ei, în schimb, toate producția lor, toate mașinăriile lor, va inunda piața noastră internă. Și atunci asta înseamnă, asta nu înseamnă altceva decât distrugerea pieții economiei noastre naționale. Deci noi avem nevoie de regimuri asimetrice de colaborare, ca noi să ne punem pe picioare de punct de vedere economic foarte bine, să avem salarii bine, bune și la funcționari publici, și la polițiști, și la medici, și la pedagogi, și așa mai departe. Și pe urmă vedem noi cu ce țară facem regimuri liber de schimb. Asta că cum pune pe ring un doi boxeri, unul are 150 kg și unul 50 kg. Și cine va câștiga? Da. Domnule Bușilă, eu vreau să mai discutăm despre un aspect, să revenim de fapt la Consiliul Suprem de Securitate și să vă întreb. Unde era această structură condusă pe atunci probabil de ex-președintele Timofte, în care se furau miliarde? Nu era așa structură. Președintele Timofte se ocupa de ce vreți, numai nu de asemenea. Consiliu trebuia să aibă în vizor și ceea ce se întâmplă pe plan economic. Nu zadar, parte componentă este și guvernatorul Băncii Naționale. Cred că atâta timp, cu tot respectul față de persoana respectivă, nu vreau într-o caz să jignesc sau să aduc atacul la persoană, noi am avut un fel de vid de putere. Parcă noi n-am avut, parcă era un fel de președintele ad interim, acest fost președinte Timofte. Nicolae Timofte, da. El nu a exercitat funcțiile așa de președinte potrivit Constituției. El parcă în Republica Moldova toți acești 4 sau 5 ani cât a fost al președinte, trebuie să vedem câte persoane au emigrat, câte persoane au plecat din această țară. Dar ce a făcut atunci, reformulez întrebarea mea, procurorul general, iată directorul SIS-ului, ce au făcut alte instituții care erau abilitate prin lege pentru a ține sub control situația? Da, aveți în vedere întrunirea în acest Consiliu de Securitate? Mă refer și la furarea miliardului, inclusiv. Nu știu, astăzi, dacă vreți să mergeți la bancă și să luați un credit sau să faceți un transfer de mult de 10.000 de euro, acolo îți spune declarații care trebuie să o semnezi pentru spalarea banilor murdari, finanțării terorismului și toate instituțiile verifică transferul. Atunci nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Atunci acest nu s-a întâmplat. Foarte interesant, de ce? Da. De ce aceste întrebări nu sunt discutate la Consiliul de Securitate? De ce până acum nu s-a găsit cine este destinatarul final și unde sunt acești bani care să fie introduși, reîntorși în economia națională. Domnule Pascaru, eu am două noțiuni. Pe de o parte este viitorul Republicii Moldova, pe de altă parte este datoria externă a țării noastre. Haideți să comentăm de fapt acești doi termeni. Republica Moldova are un viitor politic prosper în condițiile în care datoriile externe pe an ce trec sunt din ce în ce mai mari? Nu, eu de fapt sunt optimist la declarațiile mele în mare parte, dar să vă spun că avem probleme, eu cred că foarte mari, pentru că dacă se discute de cel furt a miliardului... Noi suntem dependenți de finanțări externe. Și cel mai interesant, eu înțeleg miniștrii noștri, procuratura, SIS-ul, ministerele care sunt, dar unii au fost partenerii noștri externi, cei care ne monitorizează atâția ani, cei care ne învață democrație, cei care ne arată unde trebuie să facem reguli la noi acasă, unde au fost ei. Și din 2009 noi vedem că la noi, în Republica Moldova, se fac experimente. Se fac niște experimente care distruge acest stat și este ușor, că suntem o țară mică, este ușor de a distruge statul pentru că ei și îl infiltrează vreo câteva organizații de astea care sunt sorosiste și așa mai departe. Își aduc niște analitici și niște specialiști de-a lor. Și parcă se întâmplă că din ochi, uitați-vă, viața se primește mai rea. Da, parcă îi dau niște credite, dar oamenii trăiesc mai rău, oamenii pug și într-adevăr poate fi un parametru câți oameni au plecat între aceștia. Dar să vă spun că au plecat foarte mulți. Au plecat foarte mulți și înainte dacă veneau și împușcau germanii sau armata hitleristă, împușcau oameni și făceau războaie și aduceau camerele astea de gaze și te distrugeau fizic, acum te distrug încet. Te distrug încet. Ea că trimit niște analitici, niște specialiști de ăștia, niște miniștri cumpărați. Înțelegi? Și distrug întreg. Distrug și fac un genocid împotriva pensionarilor, împotriva învățătorilor, împotriva polițiștilor cu leafă de 4.000 de lei
sau 5.000 de lei. Iar că acesta este un genocid. Și toate problemele nu sunt anume numai de aici. Problemele sunt la noi, că noi nu avem o clasă politică puternică. Dar această eliberare de teritoriu a nostru, a basarabienilor, este tot un proiect de acolo. Sunt țări vecine de-a noastră care au o dragoste pomenită de Basarabia, de exemplu. Cum este Bucureștiul. Noi vedem că investesc aici bani numai să-i cumpere tot ce e posibil. Consilier primar n-are importanță. Se implică direct în activitatea statului acesta. Noi vedem înspre Occident, care ne dorește să fim niște dușmani împotriva Rusiei și să ne aliniem, să împușcăm în Rusia. Mai sunt aici care din Uniunea Europeană, care văd că s-au furat miliardele și s-au cheltuit, nu știu, pe cine, sau creditele astea se duc iarăși pe democratizarea societății. Și proiect se mai duce pentru corupție, pentru a ține la putere pe tăția ăștia care fac problemele aici. Și e că aici și se vorbește de suveranitate și de demnitate acestui popor. Nu avem proiect politic și nu avem oameni. Așa care au mai putut să mai ții piept, au lăsat mâine jos și au plecat după hotare. Au mai rămas câțiva, pe ăștia tot a să-i aresteze și a să-i bage pe mușcărie, eu cred că acum un an, doi, trei, patru. Nu le trebuie oameni de ăștia care vorbesc deschis și mult. Da. Și este o problemă mare și într-aceasta și să povestim noi despre perspectivă. Când ieși vecinul tău, e plecat, acela e plecat, de sus e plecat, de jos e plecat, te duci la țară, toată mahalaua, tăți îți plecați, care perspectivă? Dacă da. Acum au rămas să plece și pensionarii pleacă, fug din țară. Tăt da. Îți vinoveți clasa politică, care trebuie schimbată încă în 2009, numai că noștri tot au mai încercat să facă experimente, tot crede că ați fi mai buni. Ea că au venit mai buni și au mai distrus și au mai rămas. Da, domnule Bușilă, Folens, nu le ajungem să discutăm și despre segmentul ăsta economic. Până la urmă, Republica Moldova, nu inventăm acum bicicleta, nu produce nimic consistent care ne-ar face foarte cunoscuți pe noi pe piața externă și am putea cuceri de fapt și un segment nou de piață. Întrebarea se axează pe faptul, remitențele sunt decisive pentru țara noastră? Ele da, încă sunt. Noi trăim pe banii cetățenilor noștri? Da, parțial salvează cumva economia țării, deoarece oamenii care au rămas aici, mai ales în zonele rurale, încă se mențin, încă cumva se mențin datorită acestor remitențe care vin de la rudele lor plecați de pe hotare. În alt fel de condiții, cred că și acestea, nu știu, cred că ar pleca sau, nu știu, este catastrofal ceea ce se întâmplă. Și mulți dintre ei, anume din aceste remitențe, încă se mențin. Și aici este vorba și de factorul uman și de factorul corupție. Noi am vorbit aici despre factorul da. Corupție. Eu cred, eu am poate o părere așa un pic mai separat despre că corupția la general se împarte în câteva categorii. Corupția mare, corupția medie și corupția mică. Da, corupția mare și corupția medie. Cine vine astăzi cel mai tare astăzi la noi și strigă corupția, corupția, trebuie să luptăm. Partenerii noștri externi. De ce? Pentru că ei sunt principalii finanțatori în economia noastră și ei sunt deranjați de faptul că atunci când trebuie să deschidă un nou reprezentant sau filială, trebuie să împarte, să dea bani la fisc, la poliție, instanță de judecată și mai departe, pentru că în business proiectul lor, aceste sume nu sunt incluse. Și respectiv, ei se gândesc nu la noi, ca populație, ca oameni care trăim aici, strict la ei, la interesul lor de afaceri când vin aici, pe teritoriul nostru. Corupția mică, este vorba de corupția mare, corupția medie, da? Corupția mică este atunci când, și corupția mică în viziunea mea, în părerea mea, mai menține acel medic sau asistent social care este în punctul medical din sat, care toată lumea când vine la el știe că el primește 1.000 jumate, maxim 2.000 de lei salariu. Și el, da. El este pe punctul de a pleca. Și atunci oamenii care vin la servicii lui și îi dau acolo 102 de lei sau o găină sau un produs. Îl mai menține ca specialist. După ce a prestat serviciul respectiv, îl menține ca un angajat în localitate. Și aceștia se duc da. Și îi arestează da. Și îi spune, da. Uitați, vedeți. Dacă el nu ar, cumva n-ar fi acest corupt, marele corupt, el pur și simplu ar pleca din țară, ar evada ca și mulți alți sute de mici. Dar și atunci, acest corupție este corupția asta mică, la nivel mic, medicul, pedagogul, acel primar care primește, sau ce, cumva, dacă au făcut atribuțiile respective cu conștient,
conștiinciozitate, cu onestitate. Și după ce au făcut-o, primesc o mică recompensă, ei cumva se mențină în acest sistem corupt, dar se mențină acasă. Dacă dar nu noi nu asistăm la un paradox, noi nu prindem rechinii, dar prindem peștișorii ăștia mici? Când da, rechinii e foarte greu de prins. Rechinii sunt la guvernare. Frumos spus. Domnul Pascaru, ați vorbit un pic mai devreme despre responsabilitatea clasei politice și ați vorbit despre politicieni. Atunci când vorbim, iată, și despre raportul Kroll și despre alte aspecte, figurează o bună parte din cei care mai sunt și astăzi în Parlamentul Republicii Moldova. Întrebam mai devreme pe domnul Bușilă ce a făcut anumite instituții ale statului. Întrebarea este în aceeași albie. Ce mai fac și la ora actuală? Pentru că avem doi foști premieri care sunt parte componenta actualului guvern, dintre care unul a semnat aceste garanții de stat. Și stă bine, mersi. Da, cel mai interesant paradoxul între aceea când domnul Leancă ca prim-ministru și doamna Maia Sandu fiind într-acel guvern care de fapt a escalit acele garanții și mai departe noi vedem s-a întâmplat și s-a întâmplat s-a, da. S-a furat aceia bani, foarte mulți bani, aceștia oameni mai îndrăznești mai vin în politică. Și cel mai interesant să găsesc iarăși moldoveni de-a noștri care mințiți odată i-a mai ales sau îi vor alege pe viitor. Și așa e paradoxul. Eu nu știu, ori oamenii ăștia așa vrem ca noi să trăim pe viitor prin toate experimentele astea, chiar nu se poate de gândit logic. Uitați-vă, oamenii care au fost la putere, care au fost implicați, care au fost, ei nu au dreptul să fie în politică. Clar că lor nu le ajunge sentimentul ăsta de omenie ca să dă demisia. Da. Dar vedeți că la noi oamenii simpli, ei jălesc așa, știți, ea că e femeie bună și poate trece, dar aduceți-vă aminte, când a stat lângă domnul prim-ministru Vlad Filat, doamna asta, și a închis atâtea școli, a lăsat învățătorii fără lucru, copii săraci până acum să duc la 10 de kilometri de la casă. Da, atunci o bună parte din profesori au plecat. Satele și-au plecat pe hotare, că le erau mai ușor. Deși ei pe urmă nu-i sancționează la alegeri. Asta este mintea moldovanului și de pe urmă. E că acum atât îi critic Partidul Democrat. Atât îi critic Sport Național. Ei sunt vinoveți în toate. Și au dreptate. Ei sunt. Ei au fost la guvernare și trebuie să răspundă. Dar să vedeți la alegeri cât să se leagă pe dânșă. Acum câți primari s-au trecut în partidul ăsta? Ei care de frică acolo să nu-i mai deschidă niște dosare penale? Dar mulți trec. Noi vedem orașul Orchei. Da? Orcheienii țin la primarul lor, parcă e Mesia l-a adus al. Și interesant, logica unui orhean, o furat și el, dar ne-a dat și nouă. Dacă nu ne-a dat nouă, măcar a făcut strada și eu... El nu înțelege că într-o lume civilizată, asta e normal, că tu să ai un om bun, create. Oameni buni. Nu trebuie să... Banii ăștia să-i materializezi, nu știu de unde, din univers, da, nu știu așa, și să-ți fac strada, și tu să înțelegi la ce degradare a ajuns poporul ăsta nostru moldovenesc. Cât de tare ne-au pus jos în genunchi ca la urmă noi să credem că e ca niște afiriști de toate tipurile și la toate rangurile de stat, când fac ceva, a noștri să fac cruci și zic, Doamne, uitați, măcar ne-au pus-o în bordiur acolo la poartă. Asta e, da. Aceste experimente care le-au făcut 26 de ani de zile. Rusul, cât o stat aici, ei nu s-au bătut așa de tare joc. Nici românii nu s-au bătut așa de tare joc, cum a noștri din noi să bat joc, uitați-vă prin toate... Regie ne spune că avem 2 minute la dispoziție, reușesc să-i acord o întrebare domnului Bușilă. Domnul Bușilă, vorbeam ceva mai devreme că suntem dependenți față de organismele internaționale care injectează tot felul de credite aici în țara noastră. În condițiile în care Uniunea Europeană din ce în ce mai des ne arată din deget și ne spune că nu ne facem tema pentru acasă, ce se poate întâmpla? Rămânem izolați? Nu, sau... nu, nici într-un caz nu rămânem izolați, că deja noi suntem... E un interes? Da, desigur, este în primul rând un interes geopolitic direct, pentru că noi suntem o mică insulă între România și Ucraina, care deja sunt încorporate în acest interes geopolitic care este îndreptat împotriva Federației Rusie.
Eu consider că noi nu trebuie nici într-un caz să ne regimentăm în una din aceste tabere beligerante. Iar Republica Moldova trebuie să aibă o elită politică. Spre exemplu, să o luăm ca exemplu pe cea din Ungaria, pe cea din Austria, da, pe cea din Italia, mai nou, unde au câștigat forțele de dreapta și de centru-stânga. Ultima întrebare pentru fiecare dintre dumneavoastră și aici punem punct. Întrebare închisă. Republica Moldova, considerați că la ora actuală este un stat capturat, așa cum se discută în media, destul, da, de larg? Da, eu cred că da. Domnul Pascaru. Este un stat capturat, suntem într-o dictatură și numai Dumnezeu pe minunile sale poate ne va scăpa și o mai vine a noștri acasă și poate nu ar fugi toți moldovenii într-un an, doi. Stimați telespectatori, aceasta a fost emisiunea Reflector Analitic de astăzi. Eu mulțumesc invitaților pentru prezența în studio și pentru viziunile expuse asupra problemelor discutate. Vă urez o noapte liniștită în continuare alături de Accent TV. Pe curând!